Un meci neplăcut pentru rapidiști, un joc mai puțin bun, iar de rezultat, ce să mai vorbim. Dar ce se întâmplă cu Rapid? Nu știu ce se întâmplă cu Rapidul și nici nu sunt în măsură să vorbesc despre Rapid. Nu sunt cu ei, nu știu ce este acolo și n-ar fi corect față de oamenii care sunt în conducerea Rapidului să vorbesc. Dar cum se poate iau rușine de o echipă care a prins 4-0 cu CSB să nu mai câștiga un meci, că iau un pumă? A fost o întâmplare, acel rezultat? Vom vedea meciul următor dacă a fost întâmplare. Cert este că e frustrant când joci acasă, când ai întreg stadionul cu tine, cântând tot meciul și e frustrant să nu câștigi. Dar ăsta este fotbalul. Sunt convins că cei care sunt în momentul de față vor face tot ceea ce depinde de ei pentru a remedia situația. Sunt de liberă și liberă. S-a auzit? Numai în sufletul lor, al rapidiștilor, să nu fii. Indiferent că ești antrenor, că ești suporter sau că ești conducător. Eu știu ce înseamnă să ții cu Rapidul, știu ce înseamnă să pierzi, știu ce înseamnă să muncezi zi de zi și să nu-ți iasă la final de săptămână. Pentru tine ce urmează? Pentru mine? Da. Pentru mine urmează o vacanță bine meritată. Vreau să mă relaxez o perioadă, să mă liniștesc. N-am avut o perioadă plăcută în ultimul timp. Am nevoie să stau și eu cu familia, să stau cu fetița mea.